Municipiul Chișinău nu are un laborator pentru efectuarea asemenor teste. De aceea am dispus și credem noi că vom fi capabili în cel mai scurt timp să activăm un laborator municipal de teste PCR, un laborator de referință care va fi finanțat din bugetul municipal. De asemenea, Boris Gâlcă insistă că în cazul pacienților care prezintă simptome COVID-19 să li se efectueze în mod obligatoriu teste PCR și nu rapide, argumentând că testele antigen au o marjă mare de eroare. În context, primarul general al Capitalei, Ion Ceban, dă asigurări că în cadrul laboratorului municipal prețurile vor fi de cel puțin două ori mai mici decât în restul laboratoarelor din țară.